Bună ziua, dragii mei! Vă propun să rezolvăm problemele 6 și 7 de la Evaluarea Națională a clasei A6 din anul școlar 2021-2022. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui, Sara. Ei ne vor însoți pe parcursul acestui material. Iată și problema. La un concurs de orientare turistică, elevii au primit schița din figura alăturată și au avut de parcurs diverse trasee marcate pe schiță. Mihai a pornit din punctul B, s-a deplasat spre punctul E, iar apoi a continuat traseul spre punctul D, în final ajungând în punctul A, pe drumul cel mai scurt. Măsura unghiului ABC este de 50 de grade, iar măsura unghiului BAC este de 30 de grade. Triunghiul ADH este dreptunghic în H, iar dreapta ED este paralelă cu dreapta BA. La exercițiul 6 avem de calculat măsura unghiului ACB. Pentru aceasta ne încadrăm în triunghiul ABC și știm că în orice triunghi suma măsurilor unghiurilor este de 180 de grade. Deci unghiul A plus unghiul B plus unghiul C, suma aceasta ne dă 180 de grade. Unghiul A știm că este de 30 de grade, unghiul B ni s-a dat din ipoteză de 50 de grade, plus unghiul C egal 180 de grade. 30 de grade plus 50 de grade, 80 de grade, plus unghiul C egal 180 de grade, de unde unghiul C egal cu 180 de grade minus 80 de grade, deci unghiul C egal cu 100 de grade. Unghiul C, citit altfel, este unghiul ACB. Deci măsura unghiului ACB egal cu 100 de grade. La exercițiu 7 avem încă ipoteză suplimentară. Știm că punctul D este situat pe bisectoarea unghiului ABC, că distanța de la E la D este de 600 de metri, iar distanța de la punctul D la dreapta AB este de 460 de metri. Calculați distanța parcursă de Mihai. Știm din ipoteză faptul că semidreapta BD este bisectoarea unghiului ABC. Asta înseamnă că această bisectoare, această semidreaptă, împarte unghiul în două unghiuri congruente. Deci, cu alte cuvinte, unghiul EBD este congruent cu unghiul DBA. Deci, cele două unghiuri din B sunt unghiuri congruente. De asemenea, tot din ipoteză știm faptul că dreptele ED și BA sunt paralele. Atunci ni se formează unghiuri alterne interne. Este vorba de unghiul DBA cu unghiul EDB. Deci unghiul DBA congruent cu unghiul EDB, fiind unghiuri alterne interne, cu secanta DB. Din aceste două relații, observăm că unghiul DBA se repetă. Conform tranzitivității relației de congruență, rezultă că unghiul EBD o să fie congruent cu unghiul EDB.
Cele două unghiuri, din B și din D, sunt unghiuri ale triunghiului BED, deci înseamnă că acest triunghi BED este un triunghi isoscel cu laturile opuse unghiurilor congruente de asemenea congruente, adică BE, segmentul BE, este congruent cu ED. Dar știm din ipoteză că distanța de la E la D este egală cu 600 de metri. Asta înseamnă că segmentul ED are lungimea de 600 de metri. Dar ED este congruent cu BE, deci rezultă din amândouă că și lungimea segmentului BE este de 600 de metri. Deci am arătat că BE și ED sunt amândouă egale cu 600 de metri. Mai departe, știm că triunghiul DHA este dreptunghic în H. Deci ne încadrăm în triunghiul DHA, în care știm că unghiul H este de 90 de grade din ipoteză. De asemenea, știm că măsura unghiului A este de 30 de grade din ipoteză și atunci rezultă conform teoremei unghiului de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade are lungimea jumătate din lungimea ipotenuzei. Opusă unghiului de 30 de grade este vorba de DH, deci lungimea segmentului DH va fi egal cu ipotenuza din acest triunghi, deci e vorba de AD, supra 2. Deci, cu alte cuvinte, AD va fi de două ori mai mare decât DH. Dar ce știm? Că distanța de la D la dreapta AB este egală cu 460 de metri. Din faptul că unghiul H este de 90 de grade, asta înseamnă că dreapta DH este perpendiculară pe AB. Deci, cu alte cuvinte, distanța de la D la dreapta AB este chiar egală cu DH, dar această distanță de la D la AB am văzut că este egală cu 460 de metri din ipoteză, înseamnă că lungimea segmentului DH este egală cu 460 de metri. Atunci, AD-ul am văzut că este egal cu de două ori lungimea segmentului DH, deci egal cu 2 ori 460 de metri, adică egal cu 920 de metri. Să calculăm acum distanța parcursă de Mihai. Din punctul B se duce în punctul E, pe drumul cel mai scurt, de la E merge la D, de segmentul ED, iar din D merge în A, de asemenea pe drumul cel mai scurt, deci este vorba de segmentul DA, lungimea acestui segment. Deci, cu alte cuvinte, Mihai a parcurs lungimea segmentului BE plus ED plus DA, egal cu BE, am văzut că este egal cu 600 de metri, ED-ul de asemenea de 600 de metri, iar DA ne-a dat 920 de metri, suma aceasta fiind egală cu 1200 plus 920, deci egal cu 2120 de metri. Deci Mihai a parcurs un drum de 2120 de metri.
Vă propunem să rezolvați și următoarele probleme, 6 și 7, din testul al doilea de la evaluarea națională a clasei a 6. Vă mulțumim pentru ajutor, iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!